și porumbel, porumbiță reprezentativă la mine în crescătorie, este aceasta 504889, femela de Stickle Boat, care v-am povestit că a obținut în primul an de viață locul 9 la categoria Speed Fair pe județ. A obținut în al doilea an de viață, am cumpărat-o fond cu precădere și a obținut din 4 etape concurată, în cele 3 pentru fond, a obținut 16 puncte și a fost locul 2 pe județ. Iar anul trecut, ea fiind de 2017, iar anul trecut a reușit fondul Palmares, locul 2 pe județ, și Maraton Grand Prix, locul 3 pe județ. Două maratoane angajate, cele două naționale, Tocmai Național și Izium Național, ambele clasate cu un punctaj de 13 puncte, dar ea a venit cu un loc 35 din 11.000 de porumbei și la Izium locul 42, dacă nu mă înșel, din 9.000 de porumbei. Încercăm anul acesta să facem Maraton Palmares, categorie olimpică, categorie pe care am încheiat-o cu și am avut locul 3 național cu acea femelă, 412354, cu 19 puncte. Încerc să bat acel record de 19 puncte și poate reușim cu aceasta să fie mai bunicică, mai bună. Este o femelă de nepoată din Stickle Boat, de care vă spuneam mai devreme, de la Natural, nepoată strănepoată, în combinație cu masculul de la Ionuț Burcă și de la bunul meu prieten Neluțu Băcanu, femelă 2 de Stickle Boat, din liniile vechi de Stickle Boat. Vă prezint femela 3359-86, tot de 2017, femelă care în ultimii 3 ani mi-a demonstrat că își merită un loc în compartimentul de reproducție, iar anul acesta cu greu am reușit să o bag la, să o concurez din nou. Este femela care clasează tot ce zboară, anul trecut clasând 12 etape, în categorie de la viteză până la general, până la fond. Nu a participat niciodată la maraton. Este o femelă din porumbei campioni naționali la UCP, de ambii porumbei, părinții ei provenind de la prietenul meu Julian Rădulescu de la Costeș. Porumbei primis cadou. Este o femelă cu un temperament aparte. Am avut neșansa să-i pierd masculul pe fiecare an, sau masculinul s-au ridicat la pretențiile ei, ea venind de fiecare dată în față, nu-și găsește și nu-și găsea masculul acasă. Dar am reușit să o motivez cu orice alt mascul pe care îl găseam în compartiment. Odată am luat și de la matcă să introduc în cat, în dormitorul ei, și am reușit să o motivez în continuare. A reușit ca la etapa grea pe care am avut-o de Partizanske, 626 de kilometri, etapă cu caniculă și vânt din față, cred, și vijelii pe tot parcursul, pe tot traseul, a reușit să ajungă acasă la ora 11 fără 5, 22:54. Am rămas surprins pentru că e prima sosire nocturnă pe care am avut-o din partea unui porumbel. O altă femeluță cu rezultate bune este 3359-96, care face parte din acel lot de care vă spuneam mai devreme că au fost tardivi în 2018 și au zburat doar până la Dunavăț, dar la 2 ani de zile și-au arătat adevărata valoare. Este reprodusă din mascul tot de la prietenul meu Giuliano Rădulescu, în combinație cu o femelă de la Moise Cristian. Moise Cristian, bunul meu prieten și coleg de club, de la Cătanele, femela acestuia fiind aleasă de mine din cușca lui de transport, efectiv pleca cu femela să o îmbarce la concurs și pur și simplu am zis că îmi doresc o femelă din porumbei săi. Mi-a dat-o cu mare drag, am reprodus acest pui, această femelă a zburat pe fiecare an și a clasat toate etapele la care a fost concurată.
Anul trecut am reușit să facem AS național, categoria AS național, fiind locul 17 pe județ, dacă nu mă înșel. Dar ea mi-a reprodus cei mai buni puișori. O să vă prezint și femela care are un punctaj de foarte bun la demifond, fica ei, 2,5 puncte în 3 etape de demifond. Această femelă se motivează foarte ușor, pur și simplu vrea să ajungă în compartimentul masculilor și atâta tot. Nu le arăt femelelor masculine înainte, nu am o motivație suplimentară sau o pregătire specială pentru ele. Pur și simplu doresc să ajung acasă. Sunt porumbei care mi-au dovedit că la 2 ani de zile pot să rupă în față, pot să facă diferența. Iar la fel ca 3355986, această 3355996 va merge în compartimentul de reproducție de anul viitor, din 2022. Vă prezint femela 282-421 de 2019. Femelă scoasă din zburători, chiar din femela 335996, de care vă povesteam că am reprodus și sunt foarte mulțumit de puii care le-am scos din ea. Această femelă zboară anul trecut 5 fonduri ca yearling, clasează 4. Anul acesta obține un loc 2 la etapa de Sălcioara, 316 km avem noi, obținând un 0,96 puncte de penalizare pe club, după care este angajată la etapa de Palanca, la o săptămână jumate, dacă nu mă înșel, sau două distanță, și obținem un loc 7 din 8.000 de porumbei, 8.800, dacă nu mă înșel, de porumbei, obținând un 0,74 puncte, etapă unde noi avem 440 de kilometri. Mă convinge că trebuie să o joc și fond. O bag la fond, la Sevcencove, unde avem 590 de kilometri și obține un loc 9 pe lansare din 9.000 de porumbei, sau 1.900 și ceva, obținând un punct de penalizare, însumând în aceste 3 etape un 2,5 puncte penalizare în 3 etape de demifond. Sperăm să mai facem una, să ne ajute bunul Dumnezeu să mai reușim o etapă de top și să ne situăm în primii 5 național. Ca și motivație, acestei femele i-am ținut masculul acasă. Încerc, nu participă la antrenamente private, nu-i duc săptămânal sau cum îi duc ceilalți colegi. Anul ăsta m-am încăpățânat să-i țin acasă și drept motivație să-și întâlnească partenerul de viață doar după etapa de concurs. Este o femelă calmă, o femelă care știe ce are de făcut, nu-i place să piardă vremea și dacă e să vină, vine în top, dacă nu, vine cum vrea ea. Nu știu ce să... E mai imprevizibilă să-i spun așa. Este o femelă medie ca și conformație corporală, un pic pară, tip pară, cu o aripă plină și ușor, medie ușor spre mică. Altfel nu ar fi rezistat în zona noastră.